parte dintre cei care au supraviețuit celui de-al doilea război mondial și sunt astăzi în viață, povestesc cu groază, dar în același timp cu mândrie, momentele petrecute pe câmpurile de luptă. În vara lui 1944 eram elev la școala militară din Radna. Atunci granița de vest a fost atacată de o puternică armată de honvezi maghiari și au vrut să ocupe Valea Mureșului și înainte tot Ardealul. Și atunci noi, fiind singura unitate militară, am fost constituit în detașamentul Păuliș și pe aliniamentul Păuliș până la Covăsânți am opus o rezistență puternică. 21 iunie, când am spus Mareșal Antonescu, ordon trece Sprutul, atunci imediat am fost în primele linii, adică la 4 ore dimineața a fost prima decolare în misiune de bombardament. Și după aceea de acolo, Tiraspol, Nicolae, Nicopetrovsk și, mă rog, toate mi-a fost. De multe ori eram pe aeroporturi, nici nu știem unde se găsește, în ce localitate suntem. Spuneți-ne cât de grea era viața pe front. Păi, să știți că nu era ușoară deloc, absolut. De multe ori n-aveai nici să te gândești ce faci și ce se întâmplă. La eveniment au participat și reprezentanții instituțiilor publice din județul Hunedoara, care au dorit să aducă astfel un omagiu în memoria celor care și-au pierdut viața pentru apărarea țării. Aniversarea Zilei Veteranilor de Război îmi oferă plăcuta ocazie de a mă adresa dumneavoastră tuturor celor care, alături de camarazii de arme trecuți în eternitate, sunteți făuritorii unei pagini glorioase a istoriei naționale și care, în toți acești ani, ce ne îndepărtează treptat de ultima conflagrație mondială, ați știut să treceți peste greutăți? Trebuie să fim conștienți de faptul că, prin cinstirea memoriei celor care au căzut în luptă pentru libertate și independență, ne aducem și noi un mic aport la consolidarea recunoașterii noastre ca națiune de sens stătoare în rândul națiunilor europene și mondiale. Acest eveniment constituie permanent un prilej de omagiere a eroilor căzuți la datorie pentru patrie și totodată un moment important de apreciere a tuturor eforturilor făcute în direcția consolidării identității naționale. Prin hotărârea guvernului numărul 1222 din 10 octombrie 2007 și prin legea 303 din 13 noiembrie 2007, a fost instituită pentru prima dată în România Ziua Veteranilor de Război, sărbătorită pe 29 aprilie în fiecare an, în semn de recunoaștere a meritelor veteranilor de război pe câmpurile de luptă pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României. Data de 29 aprilie este în legătură cu un altul decret al regelui Carol I din 29 aprilie 1902, prin care a fost instituit titlul de veteran de război la 25-a aniversare a mobilizării pentru cucerirea independenței de stat a României.